Programul pentru eficientizarea energetică a blocurilor continuă. Guvernul contribuie cu încă 30 de milioane la finanțarea investițiilor. Banii vor fi folosiți și pentru a termina lucrările începute la aproape 200 de blocuri. Peste 4300 de imobile și clădiri publice vor fi reabilitate prin PNRR. Alocarea de fonduri vine în contextul în care constructorii reclamă că banii din contract au venit cu întârziere în ultima perioadă. Ce s-a mai întâmplat? Pentru că n-am mai văzut la fel de multe blocuri în lucru ca odinioară. Este o chestiune legată tot de capacitatea de finanțare a contractelor. Guvernul s-a angajat că până în 2024 va avansa foarte mult cu această reabilitare termică a blocurilor. Ne obligă condițiile Uniunii Europene. Sunt încă probleme foarte mari, nu neapărat legate de contractare, ci de criza de forță de muncă.